Singura reprezentantă a Timișului în al doilea eșalon al fotbalului românesc așteaptă cu emoții finalul campionatului. CSC Dumbrăvița a pierdut cu scorul de 2-0 în fața celor de la Metaloglobus București și nimic nu mai pare să fie sigur. Un succes i-ar fi asigurat locul în Liga a doua și în viitorul sezon, dar zarurile nu au fost aruncate. Scorul a fost deschis în minutul 42 de Lucian Cazan din marginea careului, după o greșeală de portar. Chiar dacă în partea a doua Dumbrăvița a fost mai prezentă în joc, cei care au punctat au fost tot bucureștenii. Zakir a închis tabela în urma unui contraatac. Da, cred că astăzi am făcut, cred că, cel mai slab meci. Cred că ați fost la aproape toate meciurile pe care le-am avut. Cred că sunteți de acord cu mine că am făcut, cred că, cel mai slab meci din campionatul ăsta pe teren propriu. Probabil din cauza presiune, pentru că am început să pierdem din avantajul destul de mare care l-am avut. Simțim presiunea asta din partea unui lider și atunci probabil că am fost inhibați astăzi de lucrul ăsta. Eu alte explicații nu găsesc, pentru că jucam cu o echipă care na, e în vacanță, se vede prin rezultatele lor din ultimul timp. Și sunt sigur că dacă jucam noi așa cum suntem noi, astăzi am fi câștigat meciul. Dar din păcate presiunea asta și-a spus cuvântul.